Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu vă propun o discuție despre înțelegerile între copii și părinți. Înțelegerile făcute, regulile aranjate, părinții cu copiii. Începând de astăzi, vom face în felul următor. Și mai ales partea aia care este propusă de copii. Eu, unul, când cred că aveam vreo 10 ani, am scris o constituție a familiei. Eram preocupat să reglementăm relațiile acolo. Nu că aș fi, adică era o viață foarte frumoasă, dar mi se părea că viața e cam dezordonată și că sunt abuzat foarte mult cu lecții la matematică. N-aveam voie să mă uit la televizor prea des. Nici nu prea aveai la ce. La ce, dar oricum, nu era așa. Atunci am scris o constituție. Nu-ți dădeau voie? Cu tableta aveai voie? În care am stabilit că am o mulțime, anumite drepturi. Adică, dacă vreau să ies să mă joc, este dreptul meu să ies să te joci. De om liber să ies să mă joc. Și după aia mai vedem noi. Și am scris eu frumos pe foaie de hârtie caligrafic, am negociat mai întâi cu părinții. Mama s-a uitat cam strâmb la mine, dar tata a zis, sigur că da, scrie tot ce vrei, eu sunt de acord cu orice. Am un singur, vreau și eu un articol, a zis, un singur articol. Bine, a zis eu, mamă, ce fericit să te-i dăm și lui un articol, eu trec 10, lui 1, ce Dumnezeule. Și tata a zis, scrie acolo. Tata are drept de veto. Și a zis, bine, tata are drept de veto, habar n-aveam ce înseamnă drept de veto. Și după aceea, când a fost prima aplicare a dreptului, tata a zis, eu îmi exercit dreptul de veto. Și abia atunci am învățat cât de complicată este de fapt politica și cât de atent trebuie să fii la tot ce semnezi. Ca atare, 0372069599. Ați făcut înțelegeri de genul ăsta cu părinții voștri? Sau, nu neapărat scris, adică nu bla sau așa cu copiii ceva. Voștri, dacă sunteți la capătul sau celălalt al problemei. Sau cu copiii. Dacă ați făcut înțelegeri, la un moment dat au fost lucruri pe care le-ați negociat cu copiii sau când erați copii cu părinții să fie într-un anumit fel lucruri care sunt, mă rog, ieșite din comun, funny și ce a ieșit până la urmă. 0372069599. Sunt curios dacă a mai trecut cineva printr-o experiență ca a mea. Și am văzut, de la ce mi-a venit ideea, ce mi-a adus aminte. Am văzut o doamnă pe internet, mă rog, sunt diverse forumuri pentru părinți și așa mai departe. O mămică a spus că a instituit o nouă regulă pentru copiii ei. Are doi copii, doi băieți care se cam bat. Cine n-a avut frate niciodată, nu știe. Da, așa e, dacă ai un frățior, o surioară, una, două, se încaieră. Da. Și a instituit o nouă regulă, spune. Practic au voie să-și dea câte una, un șut, o palmă, ceva, o singură dată pe zi. Au dreptul la o lovitură pe zi. Una singură, nu mai multe. Dacă mai multe, sunt pedepsiți. Și doamna spune, rezultatul este că acum copiii stau și negociază foarte calm când anume să aplice această lovitură în cursul zilei și în ce context, pentru că nu-și pot permite să o irosească. De pe nimic. Și ce e foarte liniște în casă, se poartă discuții, negocieri în privința momentului și în rest lucrurile s-au rezolvat. Deci mi se pare foarte mișto este cum să faci parenting ușor. 0372069599. Dana e cu noi deja. Bună dimineața! Bună, Dana! Bună! Bună dimineața! Bună! Înțelegerile noastre sunt legate de calculator. Așa. Promitem de fiecare dată că respectăm regulile. Da. Câte probleme la matematică lucrăm, atâtea minute sau ore stăm la calculator. Mm-hmm. Câte pagini citim într-o zi, atâta timp avem la calculator. Aha. Niciodată nu reușim să le respectăm. Și cum echivalezi? Pagină la minut sau pagină la 10 minute sau la oră sau cum? Adică câte pagini a citit, ce înseamnă în timp de calculator? O pagină înseamnă 10 minute. O pagină înseamnă 10 minute. E bună negociere asta. E ok. Aici, e mulțumim, Dănuța. Din punctul, la capitolul ăsta vreau să vă spun că am auzit de un tătic care aplica o metodă foarte crudă de control a timpului petrecut pe internet pentru copii. Dacă încălcau regula respectivă, le spuneau, nu știu, cât o oră sau două ore, ceva de genul ăsta, și dacă încălcau regula, le lua încărcătorul. Le lăsa dispozitivul și le lua încărcătorul, astfel încât aceștia deveneau responsabili pe minut ce trece, adică văzând cum li se colește bateria. Funcționează cât sunt mici, că după aia eu cred că și luau un încărcător de rezervă. Nu știu. Avea un backup. Alina, bună dimineața! Bună, Alina! Bună! Bună dimineața! Bună, Alina! La mine am doi băieți, unul de 10 și unul de aproape 14 ani. Da. Ce am descoperit de-a lungul timpului a fost că e nevoie să fiu eu foarte atentă când negociez cu ei, că de multe ori pierd amănunte din astea pe care le
foarte repede se duc către ele și a, păi nu mi-ai zis asta. Sunt viclin. A, data viitoare trebuie să fiu mai atentă. Deci, politicienii fac. Să fiu foarte, da. Exact. Ai vreun exemplu, ceva? Cel mic este cu timpul de ieșit la, cu bicicleta. Pleacă cu bicicleta și zic, vezi, după jumătate de oră te întorci să-mi zici, sunt ok, nu știu ce, după aia mai pleci. Vine, sună peste jumătate de oră. Auzi, sunt bine, dar nu mai vin acasă că uite, am o problemă cu vecinul căruia trebuie să-i repar bicicleta și începe o poveste din asta, care mă duc în povestea lui de multe ori și zic, aoleu, dar trebuia să-i zic că aveam înțelegere. Fii fericită că iese afară cu bicicleta și se plimbă, în loc să stea blocat în fața ecranului. Așa este, dar ați observat că atunci când ieșeam afară, timpul nostru diferea de timpul părinților? Așa este. Întotdeauna jumătatea de euro sau o oră a noastră era cu totul altceva. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața! Salut! Paranteză mică legată de timp și că cele 10 minute ale doamnei de pregătire ies imediat, sunt egale cu cele 10 minute de pregătire ale băieților când se întorc de la bere. Cam așa sunt. Da. Legat de înțelegerile cu copiii, am 6-7 ani, am doi băieți, unul a 12, unul a 9. Da. Am avut înțelegerea că dacă se califică la Olimpiadă fază națională, mergem în excursie în străinătate și nu suportă cheltuielile, adică nu participă la cheltuielile de excursie. Mhm. Și în fiecare an de atunci am mers în excursie în afară și cel puțin unul dintre ei, uneori și amândoi, au mers gratis. Uh-huh. Ce înseamnă cu interesarea, domne, vezi? Capitalismul. Da, au calificat amândoi. Capitalismul, cum încurajează performanța. Și economia, bravo, bravo, felicitări. Da. La ce anume, la ce materii sunt buni? Fizică, matematică, TIC, tehnologie, informații și cunoașteri, educație tehnologică, dar ce-au prins. Bine, vezi să nu se întoarcă asta când o fi tu mai în vârstă și o să spună ei condiții, dacă nu faci nu știu ce, nu primești excursia, tăticule. Asta e. Dar ce face? Ne-a trimis un ascultător un grafic făcut de băiețelul lui de 15 ani. Este incredibil, dar e foarte complicat de descris așa. Însă începe, am făcut norma luni vineri, așa începe, știi? Da. Și pe urmă se deschid diverse ramuri, știi? Și are prima ramură, mint. A făcut o schemă logică asta. Schemă logică, da. Și pe urmă zice, dacă nu, băia bun. Dacă da, și pe urmă începe, prima oară o lună țacă. Nu știu ce înseamnă. A doua oară două luni țacă. Pe urmă pe mijloc, am făcut norma, da, mă pot juca. În paranteză, maximum 13, ultimul meci la 12-25, e precizat. Și pe urmă zice, trec peste program? Nu, băia bun. Aha. Da, următoarea zi lucrez dublu. Paranteză, weekend inclus și nu mă joc. Deci, schema logică, o schemă logică foarte complexă. O să scriu o aplicație, puștiu ăsta în 2-3 ani. Cel mai probabil. Agnes e cu noi, are 10 ani, bună dimineața. Bună dimineața, Agnes. Bună dimineața! De fiecare dată, când se întâmplă și când e frumos afară, fac o înțelegere cu mama. Așa. Eu îmi termin toate temele, ea mă... Ok, mama este Dana, cea care a fost acum, cred că, două persoane. Eu sunt fata lui Dana. Așa, deci am când e frumos afară, da. Ce da. Faci? Și dacă îmi termin toate temele, am voie afară toată ziua. Wow! Ce tare, dar când, a doua dacă zi? Nu termin temele, n-am voie deloc. Și tu ce părere ai de înțelegerea asta? Cum ți se pare? Corectă. E corectă? Și cum e? De obicei reușești să-ți faci temele, să te duci afară sau mai greu? Păi eu mi le fac în fiecare zi ca să ies afară. Bravo, uite. Eu zic să negociezi întâi să ieși afară și după aia să-ți faci temele. Cum e că faci temele până vine eu îmi fac temele până vine mama de la serviciu. Mami a făcut o înțelegere bună, ca să zic așa. Bravo, mami! Mami este cât vrea la serviciu în cazul ăsta. Felicitări, bravo, bravo. Mulțumim, Agnes. Vali e cu noi, bună dimineața. Bună, Vali. Bună dimineața. Neața. Eu am doi copii, un băiețel de 14 ani și o fetiță de 10 ani. Da. Regula este ca în timpul școlii să nu stăm deloc la calculator decât în weekend. Ok. Iar în weekend merge, serios? Pentru că... eu sunt dictator. Bine, dar stai puțin. Nu se negociază. Dar smartphone-ul? Iar în weekend. Stai așa. Poftim? Smartphone-ul?
Au un smartphone pe care am aplicat, avem o aplicație și controlez de la distanță timpul pe care îl petrec la calculat, la, mă rog, pe aplicații, ecran, pe jocuri, pe, da, da. Băiețelul fiind în pregătire pentru clasa 8-a, nu mai are decât aplicația de muzică, WhatsApp și atât. Deci, practic, e inutilizabil telefonul, da, pentru, da, el. E un, da, telefon cu disc. Exact, exact. Da, da, da. Bine, asta a provizoriu până dăm examenul și apoi se relaxează condițiile. Iar în weekend, pentru că ei împart același dispozitiv, același calculator, dacă nu se înțeleg asupra timpului petrecut, îl tăiem de tot. Adică negociăm în sensul că înțelegeți-vă, negociați împreună timpul aferent fiecăruia. Dacă nu, atunci nu va mai beneficia nimeni de calculator în weekendul respectiv. E bună asta, da, că învață de mici. Chiar am învățat, da, să negocieze, să lase, să cedeze unul de la celălalt și chiar funcționează. Tati nu intervine? De partea... Tati are și el porți la calculator, că împarte și el același dispozitiv cu copiii. Asta vreau să zic, că bănuiam că te-ai antrenat pe el înainte să faci asta cu copiii. Tati săracu, da, este dus către schimbul 3, ca să zic așa, la calculator, că altfel nu se poate. Da. Și tati, da, acces, da, la berică cu prietenii are sau tot așa trebuie să negocieze, da, timpul înainte? Da, e săracu, da. Deocamdată face teme la matematică, face teme la română. Face viață, da. Vali, îți mulți. Îți, da, mulțumim, da, că l-ai ales, da, pe, da, el. Da, da. Cum îl cheamă? Vitalie îl cheamă și este un tată extraordinar. Vitalie clipește de două ori dacă... Suntem alături de tine, Vitalie. Bravo, felicitări pentru tărie. Hai să încercăm și cu Ovidiu. Bună dimineața. Salut, Ovidiu. Bună dimineața. Să vă spun ce înțelegeri se făceau pe vremea când nu era TikTok, Instagram și Facebook. Da. Eu am copilărit în Comandău, lângă Covazna, într-o zonă de munte izolată, și vreau și o bicicletă. Da. Și a zis tata, băi, te duci la descopleșit, ce înseamnă asta? Cu secera, mergeam la pădure și deam iarba în jurul puieților de brad. Și cât strângi tu, dublezi. A te duci, te trezești în fiecare dimineață și mergi la muncă. Și am mers vreo lună la muncă și am câștigat, nu mai știu, vreo 200 de lei pe vremea aia. Da. Și a dublat el și mi-a luat primul first bike, mountain bike. Mamă, ce tare! La first bike. Da, da, este o metodă de educație folosită foarte des în Occident. Asta. Dacă un copil... Ce vreau să vă spun... Da, spune. L-am întrebat, bă, ce bun e salamul ăsta și slănina asta, de unde le-ați cumpărat? Păi zice, sunt tot alea, dar ai muncit-o, acum ai muncit. Așa e, acum sunt pe munca ta, da, așa este. Asta spuneam, este o metodă de educație folosită în vest pentru responsabilizarea copiilor, care, mă rog, atunci când intră în adolescență, încep să lucreze peste vară, part-time, în diferite locuri, ca să înțeleagă ce înseamnă munca, ce înseamnă banul și participă la cheltuiel pe baza muncii lor. Și părinții le mai dau o parte din bani când au nevoie de ceva. Am văzut ceva de genul ăsta la mine în sat, a venit la magazinul, la supermarketul de acolo, am asistat la o astfel de scenă, o familie, tată și mamă, oameni, mă rog, care erau ok, adică nu... Și veniseră cu o fetiță lor care era, cred, în clasa 10-a și vreau să vorbească cu responsabilul magazinului ca să lucreze peste vară, măcar o lună, două. Nu știu cum s-a terminat, dar mi s-a părut grozav momentul respectiv. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.